Hai, mami, că am și pentru tine. Totdeauna cumpărăm câte două mămucă. Am căutat astăzi de mi-au sărit capacele brățară cu curcubeu și n-am găsit pe nicăieri. Așa că am luat ce am găsit, un fel de jucărie cu ceas, cu nu știu ce, nu știu. Oricum, ne-am dus la magazinele astea de lângă noi și nu sunt cele mai mari magazine cu jucării pentru copii. Dar probabil că zilele următoare o să mă duc și o să-i găsesc și, mai ales Victoriei, că ea este cea pasionată, o brățară popit cu curcubeu. Dacă puteți să mă ajutați, scrieți-mi pe Instagram de unde să-i cumpăr, că... și oricum, ați văzut reacția lui Iris, adică noi nu putem să-i cumpărăm Victoriei ceva și lui Iris altceva, chiar dacă diferența de vârstă se simte, pentru că și Iris... În momentul în care primește Victoria ceva și așteaptă dreptul ei, adică cum numai Victoria i-ați cumpărat, vreau și eu. Popită, da, hai. Cine mă pupă? Eu. Cine mă pupă? Ce vrei? Mami, astăzi știi ce trebuie să facem? Astăzi trebuie să vedem ce hăinuțe mai purtăm și ce dăm la copii. Copiii care sunt mai mici decât voi și care au nevoie de hăinuțe, da? Da. Și după aia gătim. Și după aia gătim, da. Pentru că e de vreme. Știu, da, și tu trebuie să te scuși repede. Nu acolo, Victoria. Unde mami, aici. Victoria, nu acolo, tata. Le-a adus mami aici. Uite, mama, ce face mama? Nu te dai jos? Victoria, nu te dai jos? Nu te dai jos? Nu te dai jos? Hai. Ce faci, mami? Alea erau pentru ziua ta, mama, dar am uitat să le scoatem. Merge? Da, dă-i și ei, mama, dă-i și ei să se servească singură. Bravo, dar nu fac nimic? Nu fac vâr, mâr. Mai tare. Cum mă, astea să fie așa de... Trebuie să ai plămâni, frate, ca să fac astea. Mai tare. Mai tare, mama. Păi tu nu poți, că ești mică. A, vezi? Vai de mine, fluierele alea am uitat să le scot la ziua Victoriei. Deci la ziua Victoriei am cumpărat tot felul de măști, de coifuri, de și am uitat, o parte dintre ele am uitat să le scoatem pentru că ne-am luat cu treabă și astăzi au găsit, nu știu cum se cheamă astea, fluiere cu chestia de aia de iese. Așa și... a fost un balamuc întreg, pentru că era o pungă mare care ar fi trebuit să ajungă tuturor copiilor care au fost la ziua Victoriei. Ia, hai! Hai că trebuie să probăm hăinuțele, mama. Să vedem pe care le dăm și pe care le mai păstrăm, pentru că trebuie să vedem ce mai trebuie de cumpărat pentru toamnă-iarnă. Că oricum încălțări nu mai aveți cu ce să vă încălțați, iubitele. Ia să vedem. Iris, asta mai îți vine? Hai că le luăm la rând pe toate. Hai să ne probăm. Ia, asta-ți mai vine? Nu e mare, mama! Hai, mă, Victoria, mă! Hai! E mică! Hai să vedem dacă e mică. Dacă e mică, o dăm la alți copii. O dăm la alți copii? Da! Păi nu, dar e frumoasă, mama, uite ce frumoasă este! Unde ați găsit, mă, astea, mă, că m-ați omorât cu ele? Bravo, e, ce să zic? Păi, tu! Nu mă așteptam la altceva. La mulți ani, mami! Ei, cum? La mulți ani, mami! Haide, mama, hai să probăm asta! Victoria, probezi tu prima? Nu! Te rog, că trebuie să... Mică, nu asta, alta! Uite cum ar fi aceasta! Aceasta, să vedem dacă îți mai vine! Da? Nu. Haide, lasă! Nu mai vine! Vreau să văd dacă îți mai vine! Lasă asta aici! Așa, ia să văd. Măi, mama, îți mai vine asta? Uite, asta cred că e singura care îți mai vine, că anul trecut a fost cam la limită. Ia să văd. Asta îți mai vine, asta o punem în cuier. Noi suntem pentru
a da hainele mai departe și a fi purtate de către altcineva, pentru că ele oricum sunt purtate foarte puțin. Am dat haine care au fost purtate, geci care au fost purtate de 3 ori în toată iarna, sau pantofi la fel. Haide, vină încoace să văd. E frumoasă, mama. Mămica, ia, hai și pe asta. Hai, mama, să le probați, că nu mai știu, și le ținem aici de pomană. Dacă nu vă mai vin. Hai să vedem cui vine și cui nu-i vine. Astea aveam două, sigur a lui Iris e mică. A lui Iris sigur o pun deoparte la de dat. Iubire, poți să-mi dai și mie un sac de la de gunoi ca să poți să le depozitezi pe astea? Nu mai e, mă. Da, da. Iris, hai să probăm asta. Hai să probăm asta, mamă. Hai, că e roz, e frumoasă. Deci asta sigur e ok. Măcar că rămâne a lui Iris. Dar asta? E mică. Nu, nu, hai să vedem dacă e mică. E mică. Te rog să vedem. Hai. Bagă mâna. Wow. Ia să vedem. E mică. Cum să? Hai să văd. Ia să vedem, mama. Asta astea-s mici. Tata, asta e mică, nu? O cam strânge, adică e la limită. Nu mai, nu-i mai bine. Păi îți place, păi dai. Astea mai sunt bune, nu? Ce? Astea. Unul singur, care a fost al Victoriei și o păstrez lui Iris. Și ai altă? Păi aia e mică de Iris. Și l-au purtat peste, l-au purtat, cred că, de 3 ori. Da, uite aici. Uite, ok. Ia să vedem, asta n-a purtat-o niciodată. Haide, haide, na, încearcă să... Au, ce se joace, le... Hai! Fetițele, hai să probăm asta. Iris! Haide, uite ce frumoasă e! Aurie, argintie, așa, ce culoare e asta? Grej? E elegantă? Ia uite ce elegantă, fetiță elegantă! Iris! Hai, Iris! Vrei și tu una? Nu mai vreau una, trebuie să facem asta. Bine, după aia eu vi le arunc, vi le pun acolo și dacă o să vreți altele, să știți că vi le-am dat și asta este. Hai, mama, măcar să o pun așa pe tine. N-ai văzut așa, n-ai văzut așa. Victoriei trebuie să-i cumpărăm noi nouțe, că nu mai... Asta lui Iris nu-i mai vine, că e mică. Roșu tău? Roz, da. Aia nu-ți mai vine. O păstrăm pe asta de la Victoria. Asta e a mea și ne potrivește. Asta e a ta și ți se potrivește? Ia-mi braco. Eu cred că nu-ți mai vine asta. Eu cred că o lăsăm lui Iris dacă o lăsăm. O punem aici. Păi nu, dar dacă-i vine lui Iris, dai să văd dacă nu-ți vine ție. Că asta e frumoasă, așa e englezească de... Hai. Nu, acolo nu-i la loc, acolo sunt de dat, mama, alea toate sunt de dat. Eu nu știu asta, dacă, dar eu nu cred că e mai bine nici asta lui Iris. Că e mică la mâneci, măi. Uite câte geci dăm. Asta. Această geacă de care a fost îndrăgostită fata mea. Uite, mama. Geaca ta. Dar știi că nu mai s-a stricat fermoarul aici. O să dăm la o fetiță și să-i spunem să-și facă fermoarul, da? Da. Îi spunem papa că a fost geaca ta favorită? Eu am sperat că fetele vor avea răbdare să probeze, pentru că mi-ar fi plăcut să-mi spună pe asta o vreau, pe asta nu mai vreau și așa mai departe. Mai ales că Iris s-a despărțit de geaca ei galbenă, pe care a iubit-o și cu care s-a îmbrăcat și astă vară când erau 40 de grade. Doar că îi vin mânecile până aici, deci nu se mai putea îmbrăca și i s-a și stricat fermoarul pentru că a fost atât de purtată, încât, na, săraca a cedat și ea nervos la un moment dat și nu... Adică cine o să o poarte mai departe trebuie să-i schimbe fermoarul. Spune-i pa! Pa, geacă! Zi, mamă! Nu pot să-i spui bine. Ok. Pa, pa, geacă! Pa, pa, geacă! Așa... Astea mai sunt bune. Astea mai sunt bune.
ăsta e așa. Și ăsta e așa. Ăsta nu. Ăsta e mic. Deci, practic, Victoria n-are nimic gros de îmbrăcat, trebuie să-i cumpărăm. Are o gecuță sus pe care a primit-o de ziua ei. Și geaca asta care nu o să-i mai vină, pe care o folosește acum și care nu o să-i mai vină. Bun! Mami! Vă interesează așa de puțin? Mami, trebuie să învățăm că hainele, după ce le folosim, trebuie să le dăm mai departe.